Salvatoare, Mântuitoare, Slăviți să fie Domnul Isus. Am ales să citesc în această zi un cuvânt din Evanghelia după Matei, de la capitolul 2. Intenționez să citesc la versetul 1 până la versetul 12. 12 versete din Sfânta Scriptură. Iată ce spune cuvântul Domnului. Deseori se întâmplă când mă duc în diferite biserii să slujesc, să pun această întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați venit cu Biblia la dumneavoastră? Am o, mă văd nevoit să pun și eu aici întrebarea asta, chiar dacă sunteți de -ai casei. De aceea, nu vreau să par un gest ostentativ, vreau doar să ridicăm aceste Biblii, Biblii care ne-au schimbat viața. Cuvântul lui Dumnezeu care ne-a transformat. Și toți aceia ce se țin lipiți de această carte, vor avea garanția faptul că Dumnezeu îi poate transforma și pe ei. Câți au venit cu Biblia? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum nu mai pun cealaltă întrebare, dar probabil că la serviciu de duminică, dimineața, ori seara, cei care n-ați avut Biblia în această seară, o veți avea la serviciul următor de biserică. Matei, capitolul 2, cei ce aveți Biblie, vă aștept să deschideți Sfânta Scriptură. Ceilalți să vizionați aici pe screen unde se va afișa cuvânt al Domnului care spune în felul următor. După ce s-a născut Isus în Betlemul din Iudeia în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua au răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el, fiindcă întotdeauna tulburarea naște tulburare. A adunat pe toți preoții ce mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia i-au răspuns ei că ceată ce a fost scris prin prorocul și tu, e țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat în mai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis, Duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit și mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când a văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, și vă rog să fiți atenți și la ordinea în care se subliniază impactul vizual, mai întâi pruncul, apoi Maria, fiindcă Iisus întotdeauna va avea prioritate, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat, nu li s-au închinat, și i s-au închinat cu referire la Mântuitorul Hristos. Apoi și-au deschis viserile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Și ultimul verset, în urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis, să nu mai dea pe la erot și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Mulțumim de timpul pe care Dumnezeu ni l-a hărăzit până acum, de colindele care au fost intonate spre slava Domnului. Dumnezeu ne-a înviorat sufletul, ne-a mângâiat inima și cred că ne-a munit în această zi împreună cu tinerii noștri să lăudăm și să glorificăm numele care este mai presus de orice nume, numele Domnului Isus Hristos. Dragii mei, în această zi, stăteam, reflectam, analizam și căutam să găsesc un cuvânt pentru serviciul din această seară. Din același text am predicat și aseară la Ploiești, la o seară de evangelizare de colinde, numai că știam că și din textul ăsta am mai predicat aici, în mai multe rânduri, am predicat din textul ăsta din perspectiva înțelepciunii magilor. Cum arată înțelepciunea aceasta a magilor și ce putem învăța de la ea? Am predicat din textul ăsta din perspectiva închinării anul trecut. Cum putem să avem o închinare plăcută lui Dumnezeu, primită de către Domnul Dumnezeu? Și sigur că în această zi m-am rugat pentru o nouă ungere, pentru un mesaj proaspăt și pentru o nouă viziune și mulțumesc Domnului că El n-a întârziat să aducă răspuns. Fa pentru care, în această zi cu bucurie în suflet, ca o bucătăreasă care de-abia ce a reușit să trene mâncarea, încă n-a reușit să schimbe straile de bucătăreasă, ele sunt mirosul mâncării impregnant în toată vestimentația ei, dar cu toate astea se bucură că mâncarea i-a reușit. Așa că în această zi, întrebat astăzi de către mai multe persoane ce subiect voi aborda. I-am spus că e clar că îmi voi circumscrie mesajul contextului sărbătorii nașterii Mântuitorului Hristos, dar n-am știut exact până ce n-am simțit din partea lui Dumnezeu linia spre care trebuie să mă îndrept. Cochetam și cu alte texte, am mai făcut și alte predici, pentru că zilele astea, în fiecare zi, am servicii de evangelizare și m-am rugat lui Dumnezeu și iată că din textul ăsta Dumnezeu mi-a dat o nouă viziune. Așa că, M-am gândit să tratăm textul din această zi din perspectiva unui răspuns la această întrebare și anume cum arată o călătorie binecuvântat. Și vom vedea că magii aceștia au avut parte de o călătorie cu succes. Și fiecare dintre noi pe pământul acesta am tot făcut călătorii. Viața însăși este o călătorie. Sfânta Carte, Biblia, în nenumărate rânduri, folosește metafore cu privire la descrierea complexității vieții omului. Așa că, printre metaforele Sfinte Scripturi cu privire la ceea ce înseamnă viața omului, vom putea regăsi în concepte repetitive faptul că viața omului este o călătorie. Chiar, la un moment dat, vom găsi această afirmație. Suntem străini și călători. Și această dimensiune a omului călător ne descrie foarte bine pe noi. Aduceți-vă aminte de pilda samariteanului care s-a milostivit de cel căzut între tâlhar Și zice că era în călătorie. Și viața este o continuă călătorie. De când ne naștem și până morim între maternitate și mormânt, viața noastră se compune dintr o suită de călătorii și apoi toate aceste mici călătorii, de fapt, sunt parte integrat, integrantă a marii călătorii numită viața noastră, care a început la maternitate și se sfârșește la mormânt, dacă până atunci, între timp, firul vieții omului nu este întrerupt de marele eveniment pe care biserica l-așteaptă, mai ales în acest apus de istorie și anume întâlnirea pe norii cerului, răpirea bisericii lui Dumnezeu. Câte, câte călătorii n-am făcut noi? Ne-am propus de multe ori cu familia, nu? Ne-am luat soția, copila și bagajele și am zis, hai să mergem într-o călătorie, să spargem monotonia, să ne relaxăm, să ne mai odihnim. Unele călătorii s-ar putea să fi reușit, altele nu. Așa se face că, vis-a-vis -vis de acest subiect, am observat cel puțin trei categorii de oameni. Oameni care s-au rătăcit în călătoria lor. Au zis, vrem să ajungem la destinația respectivă și n-am mai ajuns. De ce? Pentru că s-au rătăcit. Și vreau să vă spun că nu-i mai mare durere decât să vrei să ajungi într-o călătorie, timpul tău să fie limitat și cu toate astea tu să, să te rătăcești. Nu doar problema rătăcirii problema, cât faptul că ai consumat timp, ai cheltuit bani, ai cheltuit motorină dacă mergeai cu mașina, poate bani de bilete și mie mi s-a întâmplat în nenumărate rânduri să pierd călătoria. Mi-aduc aminte, eram cu soția, cu cel mic, în urmă cu, cred că... Aproape un an de zile trebuia să vin din Londra în Târgoviște, în București, de fapt, că încă nu avem aeroport. Vruta odată ce să-l facă acolo spre mănăstire, dar noi am avut grijă să-l omorim chiar în preajma sărbătorilor, ca nu cumva să facă aeroport la noi aici. E și vreau să vă spun, dragii mei, faptul că din cauza aglomerației, traficului intens și a faptului că ne-am rătăcit puțin cu 5 minute, înainte ca noi să ajungem la poarta de îmbarcare, se închisese poarta de îmbarcare. Avionul încă nu plecase, dar nu te poți înțelege în niciun fel cu vreun englez sau mai ales englezoaică când este vorba despre vreo concesie pe care să ți-o fac. Și cu zâmbetul pe buze ne-a spus, va trebui să cumpărați alt bilet. Dar alt bilet nu găsim azi, nu-i problema mea. Apoi ne-au recomandat, cumpărați-vă încă o zi la hotel, plătiți, cumpărați un alt bilet, și cu zâmbetul pe buze, noi secătuiți în suflet, consumați de energie, alergând la aeroportul respectiv kilometri întregi. Am fost dezamăgiți cu totul că acea călătorie a fost o călătorie care n-a reușit, pentru că a intervenit rătăcirea. Sunt călătorii, pe de altă parte, unde intervine nu rătăcirea, răzgândirea, din vari motive. Ba zice copilul o vorbă, ba soția o vorbă, ba soțul altă vorbă. Și într-o dată spui: Noi ne-am pornit în călătorie cu gândul să ne odinim, să ne simțim bine și am ceva ce ne certăm pe drum, și între timp zice ea sau el, ia că eu nu mai merg nicăieri. Și apare răzgândirea. Și, în sfârșit, există și cea de-a treia categorie de oameni, vis-a-vis -vis de acest subiect, oameni care au reușit în călătoria lor. E, în această seară, vom privi la o categorie de oameni, magii aceștia, înțelepții aceștia care puteau să descifreze înțelesul și misterul astrelor. Oameni de știință erudiți care puteau înțelege mesajul constelațiilor. Și eu au avut parte de o călătorie care n-a durat puțin. Unii zic luni de zile, alții zic doi ani de zile. Apropo de chestiunea asta, încurcate scăile acelor care nu citesc Biblia, când este ori se întâmplă, mă uit prin marele metropole, chiar și la noi aici, în Târgoviște, când mergi pe platou, am ieșit zilele trecute cu pruncul, cu soția și m-am dus să arăt acolo luminițele, cum a fost împodobit și printre altele o căsuță acolo în care sunt trei magi, este o iesle, sunt niște oi și acolo Fecioara Maria cu Iosif și cu Mântuitorul Hristos pe care îl țin în braț. Și mi-am dat seama că oamenii care nu citesc Biblia și la chestiuni de genul ăsta se încurcă. Pentru că magii nu l-au găsit pe Iisus Hristos la Iesle, l-au găsit în casă. Păstorii l-au găsit cel mai probabil pe Iisus Hristos la Iesle, de aceea, dragii mei, a pune în aceeași scenă niște magi în Iesle, înseamnă o deconectare de la firul narrativ al textului biblic din Evanghelia după Matei de la capitolul 2. Nu știm dacă au fost trei magi, numai tradiția răsăritiană a venit cu o completare ulterioară și ne-a spus că au fost trei magi. Și numele lor se spune că ar fi fost Melchior, Baltazar și Gaspar. Nu știu acum dacă au fost trei, dacă au fost doi, dacă au fost nouă. Abarnam. Cert este că au fost cel puțin doi, fiindcă sintagma biblică pusă la plural denotă fără urmă de echivoc faptul că erau mai multe persoane, de la doi în sus. Cel mai probabil, în înțelegerea mea, tradiția răsăritiană a ales să interpreteze că au fost trei magi, tocmai datorită faptului că au fost trei daruri care au fost înmânate Domnului Iisus Hristos, respectiv aur, smirnă și tămâie. Fiecare dintre aceste trei elemente scumpe, costisitoare de altfel, constituiau un mesaj sub aspect simbolic. Aurul constituia simbolul regalității, Iisus Hristos avea oficiu de rege, regea regilor și împărat al împăraților, tămâia face referire la simbolul sacerdoțiului, Hristos era preot și sigur Smirna face referire la sacrificiul pe care avea să-l facă Iisus Hristos ca om murind pe crucea din dealul Golgotei cu misiunea de a restaura, de a salva omenirea. Dragii mei, așa că voi spune și eu cum a spus tradiția, deși nu fac din asta doctrină, să spunem că au fost trei magi. Dacă tradiția a ales să meargă după raționamentul ăsta, zic și eu trei magi. Și ziceam că nu știu exact, nu, -i, nu avem dovadă biblică, e doar dovadă e, istorică, tradițională. Mă gândesc că a gândit tradiția răsăriteană treaba asta nu doar după cele trei daruri și au zis ei, mă, ăștia nu erau sigur români. Că numai la român când te duci la diferite zile de naștere, vin mai mulți cu un singur cadou. A zis fiecare cu un cadou. Așa că a zis unul pentru aur, unul pentru smirnă, unul pentru tămâie. Și călătoria lor a reușit. O călătorie cu succes. Dacă în călătoriile vieții acestea, uneori putem să mai corectăm și să mai reparăm, re reparăm ceva. Dacă n-am reușit astăzi, poate reuși mâine. Dacă nu anul ăsta, poate la anul. Dacă nu la anul, poate peste 5 ani. Vreau într-o altă călătorie, călătorie ulterioară să putem rezolva ceva. Viața asta o trăim o singură dată, de aceea trebuie să dăm răspuns în seara asta cum pot avea o călătorie a cărui final să fie unul binecuvântat și de succes. De succes? Le predă textul acesta, nu vor fi lecțiile astea foarte bine așezate sub forma unui singur cuvânt, cum de regulă îmi place să predic, când mai degrabă sunt lecții, idei, puse sub forma mai multor cuvinte, pentru că așa am simțit să fac în seara asta. Prima lecție. O călătorie binecuvântată începe cu dorința de a-l vedea pe Împăratul. Așa se face că magii, când au văzut steaua în răsărit, în mod intrinsec a apărut dorința. Este de corectă și în același inițial. munde, cert este că undeva a înrăsărit. Înrăsărit în raport de Israel. Și uitați-vă că în momentul în care ei au văzut steaua, au înțeles din mesajul acelei stele, șechine, ce-o fi fost. Că, de fapt, este vorba despre nașterea Mântuitorului așteptat a lumii întregi. Și au zis: Noi nu putem să rămânem indiferenți față de acest mesaj al astrelor și trebuie să verificăm dacă ce ne spun nouă constelațiile este just, este adevărat. Și o călătorie binecuvântată întotdeauna începe cu dorința de a-l vedea pe Împăratul. Așa că, dragii mei, dacă vrem sărbătoarea asta să fie binecuvântată, dacă vrem viața noastră să fie binecuvântată, să ne aducem aminte că ea trebuie să înceapă de la această dorință de a-l vedea pe împăratul. Mai mult decât avea mâncăruri copioase, mai mult decât avea sindrofii importante, povestiri și părtășii cu rude, cu familii apropiate, mai mult decât avea haine și garderobă nouă, mai mult decât avea șorici și cozonac pe masă, mai mult decât avea tot felul de decorații impresionante în casele noastre, ar trebui să ne focalizăm atenția pe inima noastră, și dacă în inima noastră mai este dorința de a-l vedea pe Împăratul. Acest strigăt al magilor este, dacă vreți, un strigăt înăbușit pe care orice muritor de pe fața pământului lare, are. E strigătul ateilor și agnosticilor. E strigătul nenorociților și al credincioșilor. E strigătul tuturor oamenilor că se află în Africa sau în Asia, în Europa, America sau Australia. Oriunde te duce în lumea asta, un strigăt uneori înăbușit. Este strigătul acesta. Unde este împăratul? Mai cu seamă, în aceste vremuri în care boala este din ce în ce mai predominantă, în care instabilitatea economică, militară, viața noastră este extrem de imprevizibilă, unde nici sărbătorile nu mai sunt ce au fost odată și cred că nu-i doar sentimentul meu. Mă veneam aseară de la ploiești și am trecut prin Târgoviște să iau ceva destul de târziu pentru cel mic, și când m-am dus să cumpăr câte ceva, m-am uitat și am văzut că parcă și străzile sunt pustii. Nu mai același rid, nu mai aceeași pasiune, nu mai aceeași poftă de viață, nu mai aceeași, același vibe și acea stare psihoemoțională de bucurie că suntem totuși în preajma sărbătorilor. Încearcă primarul nostru stand, Dumnezeu să-l binecuvinteze, că nu toate orașele arată la fel. Ploieștiul a făcut economie de lumini, a, a făcut frumos, a aranjat decorații, cadouri, colini de una alta. E, dar cu toate astea vreau să vă spun că oricât încercăm pe din afară să umplem, să înzorzonăm, să împodobim, ceva lipsește. Și am observat că există o tendință a omului, cu cât e mai gol pe din interior, să fie mai încărcat pe din afară. Cu cât e mai simplu în exterior, pe atât încearcă în interior să se împodobească mai tare. Și vreau să vă spun în această zi, dacă în tumultul acestei vieți, în călătoria vieții care încă nu s-a terminat prin bunăvoința lui Dumnezeu. Ai auzit undeva înăbușit un strigăt al inimii care a strigat unde este Împăratul? Te rog în seara asta să nu-l stingi în sufletul tău. Lasă ca această întrebare să îți cucerească inima. Lasă ca această întrebare să se audă în toate cotloanele sufletului tău. Ca într-o zi să poți da adevăratul răspuns. Hristos este născut în iesle inimii mele. Dar ca să se nască în inima ta fă din inima ta o iesle. Dacă ai făcut din inima ta un palat sau un tron, el nu va veni acolo. El va veni într-o inimă care a ales să se facă iesle. Adică, fă -te smerit și accesibil. De așa manieră încât să spui în seara asta, Doamne, naște-te și în inima mea. Pentru că vreau să vă spun că oamenii zilor noastre, mai mult decât orice, și o spun cu toată sinceritatea. Nu au nevoie de decorații în plus și nici de evenimente mai fastoase și mai impresionante. Oamenii de fapt au nevoie de Hristos. Trăim o lume în care oamenii n-au nevoie de încă un concert în plus, încă un eveniment în plus. Se fac ca niciodată evenimente, concerte, în săl mari. Eu însum am fost invitat la o grămadă de evenimente, cu oameni, mulți sau puțini, cu evenimente, cu cântece din ce în ce mai impresionate, dar cu toate astea ceva lipsește. Lipsește împăratul. De aceea, în această seară, vreau să încercăm să nu răspund la această întrebare: dacă Împăratul mai este în sufletul nostru, dacă Împăratul este în casele noastre, dacă Isus Hristos este în familiile noastre, dacă Isus Hristos mai este în biserica noastră. Și aceasta este o întrebare de la care trebuie să plecăm. O călătorie binecuvântată începe cu dorința de a-l găsi pe Împăratul. A doua lecție. Dorința de a-l vedea pe împărat este urmată de decizia de a te pune în mișcare. O dorință bună nu e suficientă dacă nu se materializează. Vorba unui filozof rămân, drumul spre iad e pavat cu intenții bune. De aceea, dacă astăzi dorești să-l găsești pe Dumnezeu, vreau să spun omule bun, dorința ta trebuie să fie să fie materializată sau urmat de o decizie fermă de a te pune în mișcare. Și știți ce a zis magestia, Nu contează cât de departe ești. Cel mai probabil au făcut undeva la 1500 de kilometri. Au străbătut un drum nu cu avionul, nu cu elicopterul și nici cu Porsche-ul Panamera. Au făcut-o cu animalele, de trăsură, de tracțiune. Și vreau să vă spun că această călătorie, care a durat mult, cu o delegație de oameni, cu cheltuieli multe, să lași luni de zile, poate familia abandonată, să le spui eu, o perioadă, nu mă mai întorc. Să spui celor dragi, nu știu dacă mă mai întorc. Că Oricând, această călătorie presupune o grămadă de riscuri. Mai mult decât atât, bani mulți cheltuiți, o grămadă de sacrificiu pe care l-au făcut acești magi și cu toate astea. Bani pierduți pentru că au trebuit să-și abandoneze locurile de muncă. Dacă au avut un loc de muncă, le-a zis, bă, o perioadă noi vom lipsi. Dacă a găsit sau nu înțelegere la cei care conduceau compania în care ei își exercitau atribuțiunile de serviciu, cu toate astea ei au zis, nu contează, noi ne punem în mișcare. De aceea, a doua lecție este, dorința ta trebuie să fie urmată de decizia de a te pune în mișcare. A treilea lucru. A treia lecție pe care o observ în textul acesta din Matei, capitolul 2, când e sincer în căutarea ta, Dumnezeu ți se descoperă în mod inteligibil. Încă o dată. Când e sincer în căutarea ta, Dumnezeu ți se descoperă în mod inteligibil, adică pe înțelesul tău. Așa că dacă ei au fost sinceri să-L găsească pe Hristos, Dumnezeu le-a trimis o stea. Întotdeauna în căutările noastre, dacă suntem sinceri și vrem să-L găsim pe Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna se va lăsa găsit. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. O glorifica să fie Domnul Isus Hristos. De aceea, dragul meu prieten, Dumnezeu în această seară, prin lumina Evangheliei, îți oferă o garanție clară că dacă e sincer și vrei să-l găsești pe împăratul, el va trimite un semn, un mijloc prin care ți se va descoperi de așa manieră încât să-l înțelegi. Așa că mesajul meu e și pentru aceia care sunt agnostici și nu știu dacă să mai creadă în Dumnezeu sau nu. Și pentru aceia care spun, eu nu cred în Dumnezeu. E vino și spune-i treaba asta lui Dumnezeu. Eu, Doamne, nu mai pot crede în tine. Vino și spune-i treaba asta. Și când, în mod sincer, vrei să afli un răspuns, nu mânat de un interes, de un interes meschin, de așa manieră încât să-ți acoperi și să-ți justifici imoralitatea ta și starea ta morală, le probabilă. Și din potrivă, să vii cu o căutare sinceră de a afla răspunsuri la marele întrebări ale vieții. Doamne, vreau să te găsesc. Doamne, vreau să te aflu. Doamne, nu vreau să-mi pierd sufletul. Doamne, vreau să ajung în mântuit. Vreau ca la finalul călătoriei numită viața să nu ieșuiesc și să reușesc. Să pot avea o călătorie cu un happy end, cu un final fericit. Dar pentru asta trebuie să fii sincer în căutarea ta. Și în mod indubitabil, Dumnezeu în această călătorie ți se va descoperi. Dacă păstorilor le-a vorbit Dumnezeu printr-o colindă îngerilor, primii colindători din univers au fost niște îngeri care în noaptea întunecată din câmpirile Betleemului au zis, voi care sunteți credincioși muncii voastre, o, eu, Domnul, vin să, să mă descoper vouă, o lumină strălucește în jurul lor. Și au zis ce zice, astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ într -o oamenii plăcuți lui. Dumnezeu le-a vorbit păstorilor, nu prin scris, că poate nici de citit nu știau citi, le-a vorbit prin viu grai într-un mod inteligibil magilor, le-a vorbit printr-o stea, printr-o șechină și au înțeles mesajul că erau oameni de știință și iată că la Dumnezeu pot veni și oameni simpli și oameni de știință, că Dumnezeu poate vorbi pe nivelul oricărui om. Că de multe ori am întâlnit oameni care au zis, eu nu pot să-L descoper pe Dumnezeu, mintea mea e prea simplistă și Dumnezeu a zis, pe calea mea nici și fără minte nu se rătăcesc. Alteori au zis oamenii, eu nu pot să mă întorc la Dumnezeu pentru că să ascult discursul acelui om necioplin, nepregătit, care nu știe să acorde subiectul cu, cu, predicatul și face tot felul de dezacorduri și solecisme. Și Dumnezeu i-a vorbit și pe limba lui. Numai să fi fost sincer în căutarea lui. Așa că vestea bună este că Dumnezeu ți se descoperă întotdeauna într-un mod inteligibil. Nivelul lui Dumneata de înțelegere. vis a -vis de acest subiect, vreau să vă împărtășesc o ilustrație. Păi stau un pastor, pastor de la București, faptul că în urmă cu câțiva ani de zile, o soră credincioasă, a cărei fată a fost diagnosticată cu leucemie în ultima fază și medicii n-au mai dat șanse de viață niciun fel, povestea faptul că în urma rezultatului și a diagnosticului, diagnosticului care a fost pus, mama a trebuit să iasă din salon ca să nu o vadă fata și a început să plângă în hoote și în timp ce era disperată și spunea, Doamne, nu mai este nicio șansă pentru mine decât ca peste câteva zile să pot să-mi înmormântez fetița mea. În momentul ăla ea a vrut să facă un gest necugetat. Pe colidorul spitalului, acolo unde nimeni nu era lângă ea să asculte durerea și lacrimile, a deschis geamul și a vrut să se arunce de la etaj. În momentul ăla povestește acest pastor, el urca pe scări să meargă la un muribund, să stea de vorbă cu el, să se roage. Și în timp ce urca pe scări și a ajuns pe coridor, era chiar momentul când sora se pregătea să se arunce de pe fereastră. Și în momentul ăla el o oprește și spune, pace, soră, pace. Ea rușinată, devastată cu totul, îi spune, uite, frate pastor, ce mi s-a întâmplat, asta, asta și asta. Și ce ai vrut să faci? Am vrut să încur firul vieții. Și în momentul ăla a început să plângă și a zis, te rog frumos să te rogi pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea putere. S-a rugat pentru ea și Dumnezeu a întărit-o ca să nu-și pună capăt zilelor și să meargă înainte. Nu mai știu de la momentul acela ce s-a mai întâmplat, dacă Dumnezeu a vindecat sau nu. Starea de problemă a sănătății fiice ei. Dar un singur lucru știu, că atunci când ți-e mai greu în viață, Dumnezeu trimite un înger lângă tine. Când tu ești sincer în căutarea ta, Dumnezeu trimite un pastor, trimite o stea trimite un înger, trimite -o, o cometă, trimite o șechina, trimite -o pe cineva, trimite un mesager, pentru că el te are și pe Dumnezeu în vedere. O glorifica să fie numele lui în veci. Mi-aduc aminte de povestea lui David Waldo. Omul ăsta povestește că imediat după ce a terminat uh, gimnaziu, cele 8 clase în America, El vreau să vă spun că la 14-15 ani șor, a hotărât să plece la bunica. Și a mers la bunica, a mers la bunica cu uh, ocazie. Și că a făcut cu mâna un domn îmbrăcat bine, bogat în sărit, l-a luat în mașina lui luxoasă și l-a îndreptat către destinație. Și a spus, vreau să mă duceți în locul cu tare unde locuiește bunica mea. Și drumul era destul de lung, fapt pentru care s-au dat la tot felul de discuții, printre care copilul ăsta de 14-15 ani aude în timpul acelor discuții cum a fost la școală, cum ai terminat, cum a fost, cum ți se pare, ce vrei să faci în viață, aude la nivelul conștiinței lui vocea Duhului Sfânt care îi spune, vorbește-i despre mine. Și el zice, cu să vorbesc vorbesc acestui om bogat? Eu un copil, unui om matur în vârstă despre Dumnezeu. Cum oare ar putea să mă creadă? Ce credibilitate să am eu în fața lui? Și aude din nou aceeași voce din partea Duhului Sfânt care îi spune, vorbește despre mine. Și apoi el deschide subiectul fiind un adolescent credincios și vorbește despre Dumnezeu și zice, știți dumneavoastră, Domnule, despre Domnul Isus Hristos? Și au început în discuții. Și a vorbit despre Hristos. Atât de profund l-a cercetat Dumnezeu, încât în ziua aceea, omul acela, în timp ce era în mașină cu el, și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu și a făcut rugăciunea păcătosului. Doamne, eu mă predau în mâna ta. Te primesc ca în Domn și Mântuitor și vreau să te slujesc toată viața mea. L-a lăsat pe copilașul ăsta la bunică și el a plecat. Ce n-a știut el e că în ziua aceea el avea să moară în accident de mașină. Soția lui, doamna Harvest, era o femeie credincioasă, el nu, și când a auzit că bărbatul lui ei, domnul Harvest, a murit în accident de mașină, măcar că de ani de zile se ruga pentru el ca să se pocăiască, și când a auzit că a murit, ea din momentul ăla a trecut printr-o dramă extraordinar de mare, de așa manieră încât s-a lepădat de credință. A zis, nu mai vreau să aud de Dumnezeu ăsta. De ani de zile m-am rugat pentru bărbatul meu să se întoarcă la Dumnezeu și Dumnezeu nu mi-a ascultat rugăciunea, fără ca ea să știe că între timp s-a întâmplat ceva. După 18 ani de la întâmplarea accidentului și a morții acestui bărbat, domnul Harvest, copilul ăsta, care atunci avea 14-15 ani, acum era un om adult, matur, după 18 ani se întoarce înapoi în zona respectivă și observă o clădire foarte mare care scria Harvest. Și și-a adus aminte de domnul care se predase, în timp ce el era nu pe mașină, care vi fost riscant, în mașină, și vorbea cu el despre Dumnezeu și a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Și când a dat să intre în instituția respectivă, era acolo un ușier, un om de ordine, un un paznic și a spus: "Domnule, ce doriți?" "Ce? Aș vrea să vorbesc cu domnul Harvest." Și el zice așa paznicul: "Domnul Harvest a murit acum 18 ani." "Când? Acum 18 ani. Deja începea să-și facă niște procese de conștiință." "Și nu mai nimeni din familia lui, ba zice: "Mai e? Cine? Mai e soția lui, doamna Harvest." Dar este în birou. Vă rog frumos, facilitați în întâlnirea cu ea. Și s-a dus, a întrebat-o dacă e disponibilă și a zis cu siguranță. Și-a urcat la etajul biroului unde doamna Harvest îl aștepta. Au discutat și au spus, uite, eu m-am întâlnit într-o zi cu domnul Harvest și a dat -a de detaliile. Și femeia a început să plângă. Și a zis, eu nu pot să cred. Eu nu mă cu 18 pe ani. I-am întors spatele lui Dumnezeu pentru că i-am spus, m-am rugat de atâți ani. Și bărbatul meu a murit fără să se predea în mâna ta. Și de fapt, Dumnezeu făcuse o minune. Și el a spus, cu câteva ceasuri înainte ca el să moară, eu am vorbit cu el, la a făcut rugăciunea păcătosului, atunci femeia a prăbușit, a căzut pe genunchi și a spus, de astăzi mă întorc din nou la Dumnezeu. Și a predat viața în mâna lui Dumnezeu și cât a mai trăit, a dovedit crincioșie și frică de Dumnezeu. Slăvi să fie Dumnezeu! În căutarea ta, omule, dacă e sincer, Dumnezeu întotdeauna va trimite pe cineva. Pentru domnul Harvest l-a trimis pe un copil ca David Waldo, dar trebuie în seara asta. Ești dispus să asculți și să receptezi mesajul prin care Dumnezeu va vrea să-ți vorbească? Unii ori Dumnezeu s-a vorbit printr-un ajun de Crăciun, într-o seară de joi. Când vei veni pregătit să asculti niște colinde, poate să primești un cadou care se va da la finalul predicii, dar ascultă-mă bine. Dumnezeu îți va da întâlnire cu viața ta, printr-o predică, printr-o cântare, Dumnezeu îți va da indicatorul de care ai nevoie. Se plânge mult, sunt multe drame, e multă suferință, depresia a atins cote alarmante, răne adânci sau un fipt în sufletul multor urmăritori. De ce? Că nu mai este Dumnezeu acolo. Și în aceste zile de sărbătoare. Fii atent, deschideți ochii. Dumnezeu are să-ți vorbească prin colindători. Dumnezeu are să-ți vorbească printr-un predicator obosit ca mine în seara asta. Dumnezeu are să-ți vorbească prin diferite circunstanțe. Nu mai spune în seara asta, Doamne, deschidem ochii să înțeleg mesajul tău și să pot primi Evanghelia ta în viața mea. O glorifica să fie Domnul în veci. A patra lecție pe care o învățăm din textul ăsta este aceasta, și anume, chiar dacă Dumnezeu ți se va descoperi în mod clar vei întâlni în călătoria ta o grămadă de obstacole. Și, dragii mei, în călătoria magilor au avut parte de o grămadă de obstacole. Dar pentru asta ai nevoie de perseverență, de determinare, să poți să duci mai departe călătoria ta. Iată, trei tipologii de oameni care constituiau un fel de bariere cu care s-a confruntat acest om sau acești magi, indiferent de câți ar fi fost. Mai întâi, s-a confruntat cu atitudinea iritată, irașibilă, tulbure a lui Rod. Pentru că întotdeauna când se va vorbi despre Hristos, Domnul Mântuire și Sfințirea Vieții, vei întâlni oameni iritați de subiectul ăsta. Și nu doar că el s-a tulburat, a generat tulburare în mijlocul întregului norod, și ei, ca orice alt om, mai ales că erau oameni de știință și înțelepți, au simțit imediat reacția. Și cu toate astea, nu s-au tulburat și au zis, noi mergem mai departe în călătoria noastră. Nu l-am găsit la palat? Vom căuta să-l găsim exact acolo unde ne-au spus preoții, în Betlehemul din Iudea. Vei găsi oamenii iritați de subiectul Dumnezeu, oameni care se vor enerva. Oameni care vor spune, bă, ce te-o pălit pe tine să te întorci la Dumnezeu? Nu te întoarce la Dumnezeu că îți pierzi mințele ca una ca alta. Când beai, când furai, când mințeai, când făceai fapte de rușine, când Avei fapte reprobabile în viața ta, nu era o problemă. Dar brusc când tu vrei să-L găsești pe Hristos, să schimbi viața din mijlocul păcatelor tale, vei găsi oameni ca Irod, tulburați, iritați, nervoși. N-ar vrea să faci treaba asta. Apoi, un al doilea obstacol pe care îl depășesc ei este atitudinea ipocrită a lui Irod. Vei găsi pe drumul acesta. În călătoria mea și a ta, anumită viața, vei găsi și oameni ipocriți care vor spune și noi vrem să ne închinăm pruncului, dar n-au nicio treabă cu treaba asta. Vei găsi oameni care chiar vor veni în biserică, să spunea mai devreme, care vor spune și eu sunt pocăi și te vor dezamăgi și vor dovedi ipocrizie și duplicitate. Și nu vrem să-L urmăm pe Domnul, dar ei vor să urmeze altceva. Ei vin la Dumnezeu pentru un ban, E vin la Dumnezeu ca să fie ajutați, E vin la Dumnezeu ca să fie văzuți, alții ca să se căsătorească bine. Dar ascultă-mă, chiar dacă vei întâlni și oameni ipocriți și duplicitari, care una spun și alta fac, tu mergi înainte, pentru că cel ce vrea să ți se descopere este Isus Hristos Domnul. Vei găsi ortodoxi ipocriți, vei găsi penticostali ipocriți, dar nu vei găsi copii de Dumnezeu ipocriți. A treia categorie de oameni pe care a trebuit să o înfrunte acești magi, nu doar uh, iritații, nu doar ipocriții, ignoranții. Cine sunt ignoranții? Ignoranții sunt preoții. Preoții care au știut toate detaliile despre nașterea Mântuitorului Hristos. Și știți ce distanță era de la Ierusalim până la Betlem? Până în 10 km. Între 7 și 10 km. Și uitați-vă, niște magi nu evrei, dintre păgâni care au înțeles că ceva se întâmplă în univers, că se naște regele regilor și împăratul împăraților Dumnezeul care a împărțit istoria în două, cu părere de rău pentru toți atei și la dumneavoastră în buletin tot asta se împarte istoria. Până la, Dumnezeu, până la Domnul Isus Hristos și la Domnul Isus Hristos în coace. Hristos a împărțit lumea în două ere. Slăvi să fie numele Lui. Și uitați-vă, dragii mei, că niște magi sunt dispuși să facă orice fel de sacrificiu și niște preoți cu în mână, pentru fotole și scaunelor moi, moi, nu sunt dispuși să meargă până la Betlem să se întâlnească cu Hristos. Și ce îmi spune mie asta? Ignoranță. Vei întâlni în călătoria anumită viața o grămadă de oameni ignoranți. Vedeți de treaba ta, Îți cauți o treabă cu Dumnezeu? Lasă un în domere, toată lumea merge și eu. Și sunt ignoranți, nu-L căuta tu pe Dumnezeu, nu citi tu Biblia, ignoră întâlnirea cu Hristos. Dar vreau să vă spun că magii aceștia au dovedit atâta măistrie și înțelepciune că au zis, noi vrem ca finalul călătoriei noastre să fie unul binecuvântat și de succes. Dar pentru asta, chiar dacă Dumnezeu ți s-a descoperit, învață să înfrunți obstacolele. Câți dintre dumneavoastră care cândva v-ați întors la Domnul? Ați văzut pe toți oamenii din biserică niște îngeri infailibili. Și au trecut ani și unii dintre ei v-au dezamăgit. Știți de ce? Pentru ca să vă ancorați privirile spre Cel ce nu dezamăgește niciodată. Numele Lui este Isus Hristos Domnul. Următoarea lecție, cea de-a cincea pe care vreau să o învățăm în seara asta, este că steaua vrea să te aducă până la Hristos, dar dacă te vei bizui pe priceperea ta, va avea bun simț și va pleca. Când au ajuns la palat, steaua n-a mai fost cu ei. Dar și ce interesant? Câte vreme au ascultat de stea, n-au rătăcit drumul de mii de kilometri. Dar în interiorul Ierusalimului au rătăcit drumul. Mai erau șapte sau zece kilometri care îi despărțea de întâlnirea cu Hristos. Și știi, și și-au zis ei, negreșit, că acum ne ajută și până inteligența, dacă a zis că e împărat, să te nască în palat. Și au mers după intuiția lor, amune ajută intuiția. Simte-o ceva, zic. Și vreau să spun ceva, că în drumul căutării tale cu Hristos nu merge pe intuiție, nu merge pe priceperea ta, nu merge pe iscunsița ta și mergi după călăuzirea lui Dumnezeu. Ea nu dă greș niciodată. Duhul Sfânt e călăuzitor, Biblia e călăuzitor, Dumnezeu va trimite niște predicatori care sunt un fel de stele care te vor conduce spre Hristos. Dacă vei alege să mergi pe intuiția ta, steaua se va opri din a ți se mai arăta. Știți când a apărut din nou steaua? Când ei au spus, am înțeles. Trebuie să părăsim palatul. Și au plecat de la palat. Și când au plecat de la palat, zice, imediat cum au ieșit de la palat, adică cum au, când au renunțat la sistemul lor de gândire, la prejudecățile lor, dacă vă vin în seara asta de joi la sărbătoare, o să văd cruci, icoane, o să văd asta, o să văd cealaltă. Păi și n-au văzut-o. Păi și au zis, mergem pe intuiția noastră, e Dumnezeu nu-i Dumnezeu aici. Interesant, la palat nu era împărat. Și atunci au ieșit din palat. Și imediat cum au ieșit din palat, steaua a apărut din nou înaintea lor. Fiindcă da, a cincea lecție pe care trebuie să o învățăm din textul ăsta este că steaua are bunăvoință să te călăuzească până la Hristos. Dar dacă alegi să te bazezi pe priceperea ta, pe prejudecățile tale, pe ce au spus unii sau alții, ascultă-mă, steaua nu-ți va mai vorbi. Care din dumneavoastră stimați părinți care a spus copilor dumneavoastră, te rog, mută-ți hainele în altă parte și i-ai spus odată, două ori, de trei ori și nu te-a ascultat. Așa e că la patru ore te-ai dus și ai mutat hainele. Păi ce vorbesc ca cu turci. La ce să-ți mai vorbească Dumnezeu? Dacă tu te bazezi pe priceperea și pe intuiția ta. Spune în seara asta, nimic bun nu locuiește în mine. Orice dar bun și de vine de la tine, Tatăl Luminilor. Și eu aleg să mă încred în tine și să cred în providența ta care mă va călăuzi în călătoria aceasta vieți. vieții. Mă uit în seara asta la dumneavoastră. Și observ că unii sunteți la început de călătorie, alții sunteți pe la jumătate, iar alții vă apropiați de sfârșitul călătoriei numită viață. Mai mult ca niciodată, fac un apel în seara asta, simați creștini, nu vă bazați pe intuiția și nici experiența noastră de viață. Nu o ziceți, pocăi de 30 de ani. Bazează-te pe acela care n-a dat greș niciodată. Steaua trimisă de Dumnezeu ca mesager să-ți arate drumul spre Hristos, slăvit să fie numele Lui în veci. Așa că voi avea un cuvânt în seara asta pentru toți predicatorii, trec anii, devenim experți și buni oratori, să nu ne bazăm niciodată pe experiența și intuiția noastră, să ne bazăm pe Biblie. Întotdeauna Dumnezeu ne va surprinde, Biblia va rămâne cartea de căpătâi, poți să fii cel mai înțelept mag, poți să fii omul care să înțeleagă știința și astrele și vremurile, înțelesul vremurilor. Dar ascultă-mă! La Dumnezeu nu merge cu iscusință umană. La Dumnezeu nu merge cu tot felul de diplomații ieftine. La Dumnezeu merge cu a te lăsa călăuzit de El în fiecare zi. Glorifica să fie numele Lui. Așa se lecție. Și cu riscul de a întârzia câteva minute, că oricum cei mai mulți dintre dumneavoastră n-a sus chiar punctual. Așa se lecție. La Dumnezeu nu veni niciodată cu mâna goală. Magii ăștia au știut că dacă se întâlnesc cu Hristos, ei trebuie să aducă daruri. Pentru că la Dumnezeu nu se vine cu mâna goală. Știți de ce nu trebuie să venim cu mâna goală la Dumnezeu? Pentru că El ne-a dat de bine. Ne-a dat sănătate. Ne-a trimis pe Fiul Său în lumea asta ca să ne mântuiască viața și să ne mântuiască de păcatele noastre ca să putem avea un destin glorios împreună cu El în cer. Pentru că Dumnezeu ne-a protejat pe noi și pruncii noștri. Pentru că Dumnezeu a fost acela care a revărsat belșug de binecuvântare peste noi orice dar pe care noi îl oferim lui Dumnezeu și nu doar în preajma sărbătorilor, este un mod prin care noi îi spunem, recunoaștem că Tu ni le-ai dat. Recunoaștem că Tu ne-ai dat binecuvântări. Recunoaștem că nu, Tu ne-ai deschis ușile. Recunoaștem că Tu ne-ai purtat de grijă. Și iată, Doamne, pentru că recunosc, eu care am primit, trebuie să dau. Nu știu dacă am spus vreodată treaba asta, dar în ciclul ăsta al naturii se primește și se dă. Cerul de ploaie, dă rouă, dă soare. Și pământul primește, dar și pământul la rândul lui fiind cultivat, dă ceea ce trebuie omului. Bă, până și animalele, dați de pildă vaca, bă, primește iarba, dar dă lapte. Numai a zis nebunul din pildă, am primit de la Dumnezeu și totul păstrez pentru mine, am să-mi fac un hambar și mai mare. Și din cer s-a auzit în glas, nebunule! Chiar în noaptea asta ți se va la sufletul și toate bogățiile tale, ale cui vor fi? Dumnezeu mi-a dat ca să dau, Dumnezeu ți-a dat ca să dai și ca să poți fi o sursă de binecuvântare pentru cei de lângă tine, că Dumnezeul care a dat e Dumnezeul care poate să și ia. De aceea, la Dumnezeu nu se vine niciodată cu mâna goală. Bietul cizmar Martin se plângea și spunea, Doamne, mă apropii de finalul călătoriei în mită viața mea. Și toată viața am visat să vii odată și la mine. M-am rugat pentru asta. Am pus și am zis, vin odată în casa mea, vreau să te aud într-un mod supranatural, vreau să te cunosc mai bine decât te-am cunoscut până acum. Și într-o noapte are un vis că în ziua următoare, Hristos va veni la el. Așa de bucuros a fost, s-a trezit în zorii dimineții, a pregătit mâncare, era singur, era văduv, pruncii erau departe de el, rămas singur acasă, în casa aia goală, a zis, s-a pregătit, a făcut supă, a făcut mâncare, era chiar în prajma sărbătorului în ajun de, de, de Crăciun și a, a, decorat, a pus luminițe, a zis să vină Hristos la mine, l-a aștepta ca un copil naiv. Și în dimineața aceea, după ce gata mâncarea, îl vizitează mai întâi un măturător de stradă țăran, murdar și spune, omule bun, ia ajung de sărbătoare, mi foame că n-am mâncare, vrei să-mi dai și mie ceva? Să de el așa, zice, de da, eu am făcut curat, eu am pregătit mâncare să vină Iisus și vine amărâtul ăsta de țăran. Și îl pune în casă, îi dă ceva de mâncare și pleacă. La câteva ceasuri vine o femeie săracă cu un copil. Ce, domnule, și nouă ne foame, vrem ceva de mâncare, îi primește și pe ei. Mai târziu vine un băiat, și zice, wow, ce frumos ați împodobit aici, îmi dați mie luminițele și brădulețul. Și Martin zice, no, bine, atunci, ia-le tu și du-te și bucură-te de ele. Deja se făcuse seara. Supărat bietul nostru cizmar, Martin, a adormit cu lacrima pe obraș și a spus, nici astăzi n-ai venit la mine. Mi-ai spus că-i să vii și te-am așteptat cu adânc dor și cu profundă pasiune și n-ai ales să vii la mine. ziua la tine. Cum că nu te-am văzut? Și în visul lui a apărut mai întâi țăranul murdar, apoi femeia cu copilul, apoi băiețelul, care a apărut pentru ultima dată în imaginea lui. Și atunci s-a trezit din vis plin de bucurie și a zis, mulțumesc că nu te-am respins. Știți că acum 2000 de ani, când el a venit la evrei, evrei l-au respins? Știi că mulți creștini astăzi și români de-ai noștri de dragul sărbătorii au respins sărbătoritul și au ratat întâlnirea cu el? Și dumneata poți fi la fel. Dar în seara asta, înțelegând că viața este o călătorie, te rog, nu rata întâlnirea cu el. Și vreau să închei spunându-vă ultimul lucru și apoi să cântăm o colindă frumoasă potrivit cu ceea ce au pregătit tinerii ăștia minunați, care ore întregi s-au chinuit, au pregătit și Dumnezeu să-i răsplătească. Când te întâlnești cu Hristos, ultima lecție, nu mai poți rămâne la fel. Când s-au întâlnit magii cu Hristos, primul lucru care s-a petrecut în ei a fost prăbușirea. Au căzut pe genunchi și s-au închinat. N-au mai ținut că era, cont că erau magi. Pentru că vreau să spun ceva în seara asta: la Dumnezeu nu vin magi. La Dumnezeu nu vin general avocați, profesori sau directori. La Dumnezeu vin simpli oameni care vor mântuirea, care vor să întâlnească cu Hristos, care vor să fie salvați, care vor ca jugul păcatului să fie rupt de pe umerii lor. Și oamenii ăștia, la întâlnirea cu Hristos, au căzut prăbușiți pe genunchi și i s-au închinat. Apropo, nu de Fecioare Maria, cu toate că o prețuim, i s-au închinat, dar Domnul Iisus Hristos, pentru că El merită închinarea cincea și slava. De aceea, ultima lecție din textul ăsta este aceasta. Când te întâlnești cu Hristos, nu mai poți rămâne la fel. Că prăbușit în închinare. Știi că El până astăzi ți-a protejat viața. Știi că n-ai ajuns la întâmplare în seara asta și îi spui, Doamne, Tu ești totul pentru viața mea. Și intri în adorare și cânți cu păstorii, cu magii, cu oameni simpli sau cu oameni de știință, că cel mai frumos lucru că în biserică, pe aceeași încă posta oameni la Hristos în același punct și mai sunt oamenii de știință, pentru că toți sunt mânați de aceeași dorință, să se închine lui Hristos, glorificat să fie El. Și nu doar că au căzut prăbușii și s-au închinat lui Hristos, spune Biblia că toți acești oameni, după ce au plecat de la Hristos, drumul vieților s-au schimbat. Și în urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu să meargă pe un alt fel de drum. Pentru că întâlnirea cu Hristos îți schimbă drumul vieții tale. Și ascultă-mă bine și vreau să ne ridicăm pe picioare în seara asta. Și vreau să începem să pregătim o cântare. Dacă până astăzi drumul vieții tale a mers în desfrâu, în țigări, în alcool, în jurături, în ură, în invidie, în răutate, în amărăciune, când te întâlnești cu Hristos, drumul vieții tale se schimbă. Gândești altfel, vorbești altfel, te comporți altfel, te îmbraci altfel, pentru că tu ești Fiul și Fica Regelui Iisus Hristos. Magii aceștia, în momentul în care s-au întâlnit cu Hristos, au căzut prăbușiți și au zis, noi intrăm în adorare, să cântăm, să cinstim și să venerăm numele care este mai presus de orice nume. Și mai mult decât atât, drumul vieților s-a schimbat. În scurtă vreme se va termina și călătoria mea și călătoria dumneata. Oricât de mulți ani ai încercat să pui acolo, viața e o călătorie scurtă. Și vreau în seara asta, omule bun, să te întreb. S-a terminat și călătoria magilor. Într-o zi se va termina și călătoria noastră. Cum alegem să sfârșim? Vom avea o călătorie cu succes? Sau o călătorie în urma căreia se va spune du-te blestematule în focul cel veșnic pentru că tu n-ai înțeles vremea cercetării. Unde ești Dumnezeu în seara asta? Baptist? Penticostal? Ortodox? Catolic? Nu te cunosc, dar ascultă-mă. Dacă până astăzi drumul tău era un drum al păcatului, un drum al ignoranței, un drum al sfidării legilor lui Dumnezeu. Fiind înțelept în seara asta și spune: Doamne, mă închin în fața ta și vreau să-mi schimb drumul vieții mele. Haide să cântăm, haide să nonim Sufletul, să-l cinstim pe acela ce merită gloria, slava și mărirea în vecii vecilor.